Suntem la 30 de ani de la momentul 89, de la fericitul moment, aș putea să zic, 89, pentru presă mai ales, și încă se spune, voi cu școlile voastre de jurnalism, care sunt atât de multe, precum ciupercile după ploaie, pe de-o parte, iar despre, în mod special, despre cea mai puternică școală de jurnalism, al cărui director de departament ieri, se mai spune pe aici, pe acolo, e, voi cei de la Ștefan Gheorghiu ați luat sediul și poate ați luat și metehnele, dar cred că cei care spun asta, nu numai că habar n-au, dar n-au parcurs exact cum deja de un sfert de veac încoace studenții noștri învață, ceea ce am să te rog să spui, fie și doar pe domeniile tale de interes, și anume, fac deontologie, fac drept de presă, au o disciplină de introducere în sistemul mass media care le dă instrumentarul pentru o fotografiere de sus a întregii piețe, cu tot ce înseamnă radio, agenție de presă, televiziune, presă de site sau presă de print, că nu mai pot să-i spun acum neapărat, presă scrisă. Și acum te rog să-mi spui concret, de pildă, ești la al doilea mandat de director de departament. Impulsul imperativ care m-a determinat să vin cu aceea a fost o postare recentă a ta, aproape exuberantă, în care spui așa: eu sunt directorul celui mai bun departament de jurnalism din România, unde îi am colegi pe cei mai buni comunicatori publici din această țară. Și acum, elogiul tău trebuie să se motiveze. În primul rând, noi avem o istorie pe care trebuie să o onorăm. Facultatea de Jurnalism și Științe Comunicării a fost prima de acest gen înființată în România, a fost înființată de profesorul Mihai Coman. Sigur că avem un etaj dintr-o clădire care pentru mulți este asociată, eu știu, cu Partidul Comunist, dar clădirea în sine nu are nicio vină. Absolut. Și studenții de 25 de ani încoace nici nu pun preț pe asta deloc. Nu, pentru ei Ștefan Gheorghiu nu înseamnă nimic. Da. Atunci când a fost înființată facultatea, modelele au fost luate din Franța, din Marea Britanie și din Statele Unite ale Americii. Și curicula noastră a fost de la bun început o combinație dintre planurile de învățământ franceze, care au mai ales școli vocaționale. Adică, eu știu, faci o diplomă în licență într-un domeniu apropiat și apoi înveți efectiv ce ar trebui să știi ca jurnalist, cu o bază dintr-un domeniu apropiat, vii din drept, vii din sociologie, vii din psihologie sau, eu știu, relații internaționale, și cu școlile americane care pun accentul foarte mult pe practică. Am avut de la bun început niște baze extraordinar de bune care nu aveau absolut nicio legătură cu ce se întâmplase înainte de 1989. Acest lucru a ajutat toți absolvenții, fie că erau absolvenții de jurnalism, fie că erau absolvenți de relații publice, fie că erau absolvenți de publicitate, să crească odată cu piața și să ajungă pe acele poziții de conducere în agenții de relații publice sau publicitate sau în redacții, în care puteau să dirigeze activitatea în așa fel încât piața din România să funcționeze la standarde internaționale, să funcționeze ca și cum am fi fost, eu știu, în Franța, în Marea Britanie sau în Statele Unite ale Americii. Sigur că este foarte greu și în trei decenii de la căderea comunismului este foarte greu să ai o piață de media stabilă, care să fie stabilă din punct de vedere financiar. Trebuie să ai o piață de media stabilă financiar ca să poți să ceri celor care fac relații publice, publicitate sau jurnalism să se comporte la cele mai înalte standarde. E imposibil să-i ceri unui om când el nu știe cum o să arate ziua lui de mâine. Exact. Și dacă va mai avea loc de muncă perfect. Și salariu. Da. Și sunt foarte importanți primii ani și este foarte importantă baza de la care plecăm. Al doilea lucru este că în acest moment în departamentul de jurnalism pe care îl conduc sunt
profesioniști care și-au legat numele, care și-au legat cariera de televiziunea publică și de radioul public în orice țară cu o democrație funcțională și cu o piață funcțională. Aceste două instituții, radio public și televiziunea publică, sunt cele care au cele mai înalte standarde și care dau tonul în industrie cum ar trebui să se facă media, cum ar trebui să se facă divertisment. Pentru că lor le este asigurat un echilibru financiar de la bugetul public. În continuare, indiferent care sunt, eu știu, ce se spune în piață sau tipul acesta de discurs care atacă o redacție sau alta, în televiziunea publică și în radio public se face jurnalist de foarte bună calitate. În calitate.